Și a zis, părinte, am 16 ani de când stau cu soacra mea, mi-a scos toți perii din cap, nu mai pot. Cum să fac că se amestecă în viața noastră de când ne sculăm și până ne culcăm? În fiecare dimineață când intră pe ușă, arată certificatul de naștere și spune atât. Dedesubt scrie numele băiatului tău, nu al tău. Tu vii de seară după program. Altcineva, m-am căsătorit cu un bărbat pe care nu-l iubesc și acum suport consecințele. Ce să fac? Dacă sunt prunci, să stăm să crească pruncii, că ei sunt nevinovați, au nevoie de mamă și de tată, dacă nu sunt prunci, într-o situație amiabilă, fără certuri, fără prea mult afișaj, cu rufe publice, la un mediator, semnat puțin din stânga și din dreapta, o prietenie amiabilă, fiecare în drumul lui, fără ceartă, fără nimic, și mergem înainte pe drumul vieții. Nu e un păcat să te desparți în aceste... A spus Moise în Scriptură și Hristos fiind întrebat, dar de ce a dat Moise carte de despărțire dacă ce-a legat Dumnezeu omul să nu desparte? Și Moise a spus frumos, tot pentru îndărătnicia inimii voastre. Aici nu putem vorbi de o îndărătnicie. Nu ar fi fost atenți când s-au luat, nu ar fi știut la vremea respectivă ce fac, o fi fost și el poate altfel la început, s-o fi prefăcut să se vadă însurat, sunt și cazuri de genul și din partea feminină și din partea masculină, dar pe Dumnezeu nu-l lezează atât de mult că ai făcut tu un divorț, cât îl lezează să trăiești o viață în China, iurea, în jurături, în certuri, în hule, în scandaluri, în nemulțumiri, adică alegi partea mai puțin rea. Și dacă mai găsești un bărbat bun, te căsătorești, acum stai liniștită. Nu scrie nicăieri că trebuie să mori măritat a doua, a treia, a șaptea, a noua oară. Dacă l-ai găsit, l-ai găsit, nu l-ai găsit, asta e soarta ta. Care este cea mai bună cale să înveți pe copii să asculte de Dumnezeu fără să fii prea insistent? Simplu. Un copilaș, ca să înțeleagă cine-i Dumnezeu, are nevoie de poveștile de seară ale mamei cât este micuț, în care un îngeraș îl ajută pe un copil să facă o faptă bună, Dumnezeu îl ocrotește de un rău. Eu am avut chiar un băiat îndărătnicuț. Și folosesc termenul îndărătnicuț pentru că vorbeam cu el ca cu gardul. Câți ani avea? 14 ani. Destul de mare. Da. Și a spus așa, nu vreau să cred în Dumnezeu. Zic, bine, dar ce știi tu despre Dumnezeu ca să nu crezi în El? Nu știu nimic și nu mă interesează. Ba nu, vezi, asta e greșeala, zic. Te rog, dacă vrei, caută o mică Biblie. Și dacă nu ți-o caut eu. Și te rog să citești primele 7 zile ale facerii. Studiază-le cu atenție. Dacă te-a impresionat ceva, caută-mă și îmi spui. Dacă nu te-a impresionat, nu mă căuta și nu-mi spune. Și după vreo 3 săptămâni, vine cu mama lui și îmi spune, părinte, ați vrea să-mi spovediți băiatul? Da. Zic, zi Alexuțu. Părinte, m-am gândit. E adevărat că n-am conștientizat așa niciodată cum plouă, cum e făcut pământul ăsta, cum e cerul, cum sunt planetele, dar totuși când am citit ce mi-a spus din mica Biblie așa, parcă mi-am dat seama, mamă, eu nu știu dacă Dumnezeu a putut face toate astea, dar e clar că nu sunt făcute de om. Și atunci prefer să cred până o să am eu un semn mai bun că El este și că mă ascultă. Și am spus, tu cere în fiecare zi să-ți dea un semn. El o să-ți dea un semn. Și a acceptat, s-a împărtășit, l-am spovedit, am vorbit cu el normal, mi-a promis, nu i-am dat mult, 7 mătănii și 7 tatănosturi dimineața, 7 împărate ceresiași. Părinte, e ușor, le termin în câteva minute, nu mi se pare greu. Ca după un timp când m-am întâlnit să-mi spună, zice, să știți că am mai citit în continuare prin Biblie câteva învățături și sunt chiar frumoase. Citește cât vrei tu, eu nu-și cer mai mult, dar vreau să-L lași pe Dumnezeu să stea liniștit acolo la tine, chiar dacă tu n-ai nevoie de El. Poate El într-o zi ai tu nevoie de ceva, dar dacă e lângă tine, vede și te ajută. Dacă L-ai fugărit, nu te poate ajuta. Și am convenit cu El și suntem un fel de credincios în devenire, cu convingere că Dumnezeu oricând ar putea să îi arate și să-L ajute, să-L convingă că chiar îl iubește. Foarte frumos. E vreun pericol pentru copiii care se nasc acum în timpul pandemiei? Nu. 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 În primul rând, nici nu s-a demonstrat științific. Poate și noi am tratat întotdeauna bolile într-o anumită glumă, vedeți?
omul, dacă îl doare un pic gâtul, bagă o tonă de pastile. Dacă îl doare un pic stomacul, bagă o tonă de pastile. Cred că ar trebui să avem un pic mai multă încredere. Eu știu, un medicul de familie, un medicul curant, dar na, și medicii să devină, cum să-ți explic, să devină consultativ, să ai cu cine să discuți. Acum, am primit completarea de la doamna care ne-a scris în legătură cu sarcina oprită în evoluție. Spune că are trombofilie într-adevăr, ține un tratament dat de hematolog și ginecolog, însă aude mereu în jurul ei că așa a vrut Dumnezeu și a perceput... Să nu-și facă nicio problemă, nu-i nicio pedeapsă, nu poartă niciun păcat. În cartea de proscumidie scrie negru pe alb. Mântuiește Doamne și pomenește și pe pruncii cei fără de vreme nenăscuți. Adică acela este îngeraș și în împărăția lui Dumnezeu, Doamna nu poartă absolut nicio problemă și nicio vină. Oricând vrea ea ca să aibă conștiința împăcată, să-i aprindă o lumânare. Pentru că e un înger care are nevoie de un strop de lumină. Am ajuns și la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat celor care ne-au scris. Vă mulțumesc și pentru tot ce ne-ați povestit și azi. Și trasa și o concluzie. O concluzie. Sfântul Ioan Botezătorul să ne ocrotească. Avem suficiente mănăstiri și biserici care poartă hramul acestui mare ocrotitor. Avem foarte mulți oameni care poartă numele de Ioan, a Sfântului Ioan Botezătorul, a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Ioan Cel Milostiv, a Sfântului Ioan a Evhaitelor, a Sfântului Ioan din Alexandria. Deci nu se pune problema. Noi ne rugăm ca cei ce au aceste nume să aibă încredere în acești sfinți, să le cinstească viața, să le cinstească, uite, în loc să-l pun la puțin vers, să le cinstească onoarea și puterea de sacrament și să aibă încredere în ei, să-i roage pe acești sfinți ca să le ajute în viața lor fără nicio problemă. Sfinții sunt permanent lângă noi și întind un strop de ajutor dacă o facem numai cu inimă înfrântă și smerită și cu o ușoară credință. Părintele Calistrat a fost alături de noi astăzi, ca în fiecare joi, de la ora 12:30, și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc și pentru toate mesajele primite.